Mai am o întrebare, asta e mai delicată. Întrebările delicate le lăsăm la final. Pe surse a ajuns la mine că ești puțin certat cu Mălda acum. E adevărat că e puțină gheața la mal între voi? Sunt certat cu Mălda, am vorbit vreo 15 minute acum la telefon, acum o jumătate de oră. Nu, eu îți spun ce am auzit, că ați fi certați, că ați avut niște discuții privind strategia clubului și că nu neapărat că nu mai vorbiți deloc, că e răceală între voi. De-aia te-am și întrebat să ne spui tu dacă e adevărat sau nu. Poți să-mi pui altă întrebare? Cum? De ce? Înțeleg că ești genul... Înțeleg că ești... Da, zi, te rog. E adevărat că nu avem în momentul de față cea mai bună relație, dar avem o relație foarte bună din punct de vedere al statutului președinte și antrenor. Că nu suntem cei mai buni prieteni așa cum am fost, e adevărat. Dar... discutăm despre problemele echipei, discutăm despre strategie, discutăm despre transferuri, despre cantonament, despre tot ceea ce avem nevoie. Nu ieșim la mese cu familiile. Dar de ce nu sunteți cei mai buni prieteni? Că sună curios totuși. N-are rost să mai dezvoltăm. Ne facem treaba cât putem de bine. E în regulă. Am înțeles, o să am, ca să zic așa, eleganța să nu mai continui subiectul. Sunt convins că nu le lași tu lucrurile în viitorul apropiat așa. A, nu, dar cred că mai clar de atâta ce vrei să ne spui acum. Ai spus foarte clar, e foarte clar că în momentul de față e gheață la mal din punct de vedere al prieteniei, dar vă faceți treaba ca doi profesioniști pentru conlucrați pentru binele clubului. Am făcut un rezumat corect? Ai făcut un rezumat sincer și corect. Am înțeles. Există și pericolul dacă te superi puțin din vară să nu mai continue? Nu, Horian. Nu, e un antrenor foarte bun. Lăsând acest aspect la o parte, nu. E un Am înțeles. Deci tu ești un antrenor în care și tu și el sunteți profesioniști și vă raportați ca profesioniști. Sunt ferm convins că va crește, va progresa și va ajunge un antrenor foarte bun al României. Da, deci cuplu Coman Măldrășanu la Rapid mai greu. Mă așteptăm puțin, ca să zic așa, la următoarea. Da, Dani, îți mulțumim. Voi știți mai bine ce e acolo. Eu vă felicit pe amândoi, ați făcut o treabă formidabilă și acum nu știu dacă tu ești cel mai bun președinte sau Măldă cel mai bun antrenor, dar în mod sigur sunteți printre cei mai buni și asta o arată. Am făcut treabă și asta e mai important. E în regulă, mulțumim mult. Baftă mai departe. Da. Hâț, Gogule, de ce tăceți? S-a făcut tăcere. Da? Hâț, Gogule. Doi tip cu personalitate și doi profesioniști. Da, hâț. Da, vezi, asta înseamnă și Coman, că e bărbat. Vezi, n-a putut să mintă. N-a putut. Poate altul ar fi spus, nu, domne, am mâncat ieri împreună, mai înțeles? Jucăm zaruri împreună, înțelegi? Da, hâț, ca să zic așa. Râde ce râde Vivi. Da, poate că din confruntare iese progres. Da, și apropo, Vivi, nu mai râde că a avut penalti Rapid. N-a primit un penalti, a fost penalti. Ați început cu ciorderile. N-a fost niciun penalti. Eu zic că se putea da penalti. Tu, Florine, cum s-a părut? Florine, vezi ce zice? Nu știu. Dacă n-a dat arbitrii. Dacă n-a dat arbitru. Dacă n-a la dat ce decizie am avut în campionatul ăsta, nu mai înțelegi nimic. Și faza de la Craiova cu Crețu, de care vorbeai mai devreme. Mai știi? Apropo, nici ție nu ți s-a părut penalti? Nu, eu n-am văzut penalti. Cred că se poate da, dar... Vorba unui Cârțu. La unele faze zici că trebuie părerea unui specialist. Da. Eu nu dădeam. Mie mi se pare că jucătorul pur și simplu profită, într-adevăr, de intrarea aia dezordonată. Neglijent. Că vine Crețu, așa era Crețu, zice că zice să-l mănânce. Zice că e Grinciu. Înțeles? Aterizase Grinciu acolo, da. Interesantă dezvăluire pe finală, Andrei. Da, foarte interesantă. Foarte interesantă, dar nu, sincer, nu sună bine pentru Sibiu. Da. Chestia asta...
dacă acest divergent așa se oprește doar la o confruntare de idei, da, ea poate naște progresul, dar dacă relația asta între, eu i-a zice director sportiv, că de fapt asta mi se pare că este rolul pe care îl joacă Dan Coman, adică e ca în Germania. În Germania se lucrează foarte mult în tandem, antrenor și sport director. Și mie mi se pare că ei împreună au făcut lucruri foarte bune. Împreună. Și în Germania, da, dar cred că bărbăția că... până la urmă lui Dani Coman, care a recunoscut asta, poate să aduc, poate să ducă la rezolvare. O problemă se deja e pe jumătate rezolvată dacă o recunoști. Dacă e conștientizat, exact, asta, da. Exact. Da, acum a trebuit văzut și la Mălda și întreba și el, și să vadă și el cum reacționează. La în altă emisiune. Nu mai sun și pe Mălda. Mai